24 decembrie 1990. Pentru al doilea an consecutiv, eu și fratele meu ne trezim entuziasmați. Este ajunul Crăciunului și am ridicat miza. Îl demascăm pe Moș Crăciun. Ca să fie și mai interesant, anul acesta, dacă unul dintre noi chiar îl demască, va primi dulciurile celuilalt. Zis și făcut. Începe căutarea. Luăm cu asalt casa, nu rămâne niciun colț necercetat. Nicio șansă. Moș Crăciun a fost foarte șiret. Începe asaltul asupra adulților. Cine este Moș Crăciun? Unde este Moș Crăciun? Când vine Moș Crăciun? Ce ne aduce Moș Crăciun? De unde știe Moș Crăciun unde suntem și ce să ne aducă? Nicio șansă. Către ora 4, deja deznădăjduiți, abandonăm pentru al doilea an consecutiv căutările. Ora 6 fix. Conform programului, Moș Crăciun bate la ușă. Intră greoi, îmbrăcat corespunzător. Căciulă roșie, barbă albă, echipament roșu. Se duce încet către brad, se așează și așteaptă ca eu și fratele meu să ne spunem poeziile. Primul este Paul. Se îndreaptă către Moș Crăciun, își spune poezia, își primește cadoul, anul acesta o minge, și se întoarce la părinții mei. Pornesc hotărâtă către Moș Crăciun. Îl măsor din cap până în picioare și mă întorc triumfătoare. Știu cine este Moș Crăciun. Moș Crăciun poartă ciorapii lui bunica. Moș Crăciun este bunica. Ai mei, între râs și plâns, relativ bucuroși că, în fine, se termină asaltul asupra casei și anul viitor stau mai relaxați. Pe de altă parte, cam triști că s-a terminat un joc, se uită către fratele meu. Fratele meu plânge. Mă uit către el. Ai pierdut toate dulciurile. 24 decembrie 1991, un an mai târziu. Mă trezesc cu un gol în stomac. Moș Crăciun nu există. Fără entuziasm, realizez atunci, abia un an mai târziu. Fratele meu nu pierduse dulciurile. Fratele meu îl pierduse pe Moș Crăciun. Iar eu, deși câștigasem dulciurile, îl pierdusem și eu pe Moș Crăciun. Vedeți voi, cu multă încăpățânare am câștigat. Dar am realizat atunci că poate uneori e bine în încăpățânarea de a câștiga să tragi cu ochii și la ce urmează să pierzi, pentru că poate îl pierzi pe Moș Crăciun.